Rețeaua primară de termoficare a Ploieștiului ar putea fi reabilitată cu fonduri europene, iar un prim contract ar urma să fie semnat până la finalul lunii aprilie. Prima depunere se va face până la sfârșitul lunii pe acel proiect de 20 de milioane de euro de la primăria municipiului Ploiești, celelalte urmând în toamna asta. S-au demarat toate studii de fezabilitate, pe tot ce înseamnă un test de producere și așa mai departe. Adică avem și de energie verde, se face un mix acum ca să poți obține o finanțare cât mai mare și cu o acoperire cât mai mare. Cele 20 de milioane de euro ar urma să fie investite în rețeaua de transport a agentului termic, însă aceste fonduri nu vor fi suficiente pentru a reabilita întreaga rețea de termoficare. Zona de producere și mai sunt două proiecte, chiar dimineața am vorbit, care vreau să le demarăm tot pe rețeaua de transport și distribuție, pentru că ăștia 20 de milioane nu ajung, adică nu putem reabilita toată rețeaua, decât o parte. În Ploiești, întreaga rețea de transport este formată din 6 magistrale care se întind pe o suprafață de 63,9 km.